Asta e un pic de special astăzi, la suprapus. Salutare, dragi prieteni! Suntem la ambasada Rusiei. Ultimul reportaj pe care l-am filmat aici era cu minciunile lui Putin. Nu știu dacă le-au schimbat de acolo, de pe panouri. Au loc proteste. Astăzi are loc un protest organizat de Asociația 21 decembrie. Domnul Teodor Mărieș, președintele asociațiilor, este lângă mine. Ați mai făcut astfel de proteste de când ați zbunit? Este al optelea. Este al optelea protest. Cum vi se pare reacția opiniei publice? Clar, toată lumea știe ce se întâmplă în Ucraina. Mai puțină lume ia atitudine în stradă, direct. Mălin, ne afectează direct oamenii, nu simt. Dar principiul pentru care am mers noi, cel puțin, a fost arde casa vecinului și eu zic, stai că nu vin cu găleata sau nu țin furtunul să sting, că merg să dau de mâncare la purcel sau la... să schimbi scutecul la copil. Păi prima dată stinge-i focul, că vine la tine. Deci nu prea înțeleg. Și văd și eu destul la lume care este undeva la jumate. Adică nu simte pericol, zice, băi, la noi nu vine. Noi suntem în NATO, suntem în Uniunea Europeană, avem alt tip de protecție. Dar în schimb vin americanii cu avioane, cu tehnică, cu... vine doamna Biden astăzi, îi mulțumim că a venit. Și se interesează de soarta vestului Europei, călărit de 80 de ani de criminalist. Ăsta e un lucru bun, dar noi știm că România, deși țară membră NATO și țară membră a Uniunii Europene, n-a reușit să-și elimine din sistemul de stat, să spunem, oamenii care răspund la comenzile Moscovei. Păi... îl avem pe Iliescu, marele criminal de la Revoluție, nici până în ziua de astăzi nu este condamnat. Sunt 33 de ani, domnul Mărieș. Pe el și pe mulți alții. Avem șefi de servicii secrete care sunt foști ofițeri de securitate. Foarte adevărat. Bine mersi pe funcții. Foarte adevărat. Și vreau să vă întreb, domnule Mărieș, foarte direct, pentru că cunoașteți foarte bine problema, probabil mult mai bine decât mine, Revoluția, Iliescu, KGB, tot ce s-a întâmplat după aceea. Dacă noi nu eram țară membru NATO și a Uniunii Europene, care era soarta noastră azi? Mi-ai pus o întrebare, vin și eu contra. Dacă nu se murea la Revoluție, nu se făcea sacrificiu de către noi, și special de cei care sunt la 2 metri jumate sub pământ sau se mutilați azi în cărucioare, mai era membră, țară membră NATO sau UE? Cine știe? Dumnezeu știe. Probabil că nu. Nu știm ce mecanisme s-au învârtit. S-au învârtit niște mecanisme atunci, iar faptul... mult deasupra noastră, da. Iar faptul că totuși am făcut o ruptură abruptă la cloaca care era aici, chiar și unii dintre ei la un moment dat au început să fandeze pentru că au văzut că direcția, pentru că nu uita totuși protestele... Până a venit oare și Iliescu, cu gelul vocal Voiculescu, cu gașca KGB. Protestele de 6 luni de zile din România, da? Până în iunie 90, unde ce ceream? Vrem spre Occident? Da. America nici într-un caz nu vroiam Uniunea Sovietică, cum Iliescu semnase tratatul cu muribunda Uniunii Sovietică, sau mă rog, a încercat, noroc a decedat. Dar cât de periculos e, domnul Mărieș, în anul 2022, cu un stat criminal care comite genocid împotriva unei țări, fără ca acea țară să fi provocat acest stat? Corect. Cât de periculos este că noi n-am făcut lustrație, că noi avem oameni care aveau legătură cu echipa asta, Iliescu, KGB, cu fosta securitate. Avem grămadă instituțiile statului. Pericolul din momentul acesta este unul singur. În cazul în care, Doamne ferește, ar exista posibilitatea unui atac, sau mă rog, ar declanșa în demonia, în demența lor, rușii, atacul, că nu ai avea pe cine să te bazezi. Adică e o națiune care e un pic pus desprinsă de realitatea din teren, de la... cât avem noi aici, București, să zicem 300 de kilometri de noi. Da? Deci, și faptul că nu încurajează oamenii să iasă în stradă, asta pentru mine este... Acum, eu o să vă pun o întrebare, nu știu dacă o să-mi răspundeți sincer sau nu, acum dumneavoastră decideți. De când ați organizat aceste proteste la ambasada Rusiei? Ați primit semnale, mesaje de la
în special reprezentanții unor instituții a statului care să vă spună că, domne, poate nu e bine, poate ar trebui să nu ne băgăm, poate... Deci, Mălinu, eu răspund întotdeauna, sincer. Da. Nu întreznesc. În primul rând, nu cred că întreznesc. Ar fi inutil. O fac din credință, știi, prea bine că o fac din credință. În schimb, ce am sesizat în ultimele două săptămâni cu precădere, lăsând la o parte amenziile, că mi-au dat amenzi, o dată de două ori, deci nu s-o opresc. Acum redea șeful obiectivului de aici și pe domnul Reș, în seara de Paști, chiar n-a fost nimic de ce m-a dat amenzi. Păi am depășit ora. Vin amenziile acasă. Vin amenziile. Tu ești obișnuit că și tu ai luat destul. Ești plin de proces. Dar ce am observat este că au început să... Hai să dau un exemplu. Undeva vis-a-vis un bloc care e înconjurat de un gard, după gard cineva face poză la intrarea în bloc la o anumită persoană, persoana trece mai departe liniștit, ignor, da? După care, în momentul în care închide ușa la bloc, trece prin fața ei și rânjește. Da. Nu ți se pare că e un pic de atenționare, ca să nu zic vechile metode securiste. Dar sunt alea din 90, Măline. Și atunci ce vorbim de unele cadre, de cadre de nădejde, din unele servicii de la noi? Vi se pare că statul nu dau român, toți, dau în unele cadre. Vi se pare că statul român sprijină suficient de ferm și de puternic efortul de război ucrainean sau că se cam... Noi nu avem informații, nici eu, nici tu, la nivelul respectiv. Nu știm exact. Dacă o fac în secret. Dacă o fac în secret, foarte bine să o fac. În ceea ce mă privește, am spus mereu totul până la capăt. Fără niciun fel de rezervă, n-au fost în ultimii 300 de ani mai înghesuiți acest imperiu, respectiv Uniunea Sovietică și acum Marea Federație Rusă, niciodată mai înghesuiți ca acum. Da? Iar ei ne-au călărit sistematic, clar, în ultimii 300-400 de ani. Deci ca atare... Ori noi, ori ei. Da. Mai ales că între noi și ei este o națiune dârză care se opune, care luptă, care își apără independența și libertatea, își apără pământul până la urmă, își apără glia, da? Și care zicea cineva săptămâna asta, băi, s-ar putea să trebuie să-i mulțumim lui criminalul, că au făcut un baraj între noi și ei, așa este, am spus-o de la primele interviuri, ucrainienii nu vor uita 100 de ani. Putin această crimă. În groapă Rusia rău de tot, dar... Această crimă, nu, eu vorbesc acum rămân de, multe necunoscute, eu vorbesc să vedem acum de acest zid formidabil al Ucrainei, care vine și pune stabilă pentru a nu ajunge din nou, eu știu, la Varșovia sau la Berlin, sau unde ar putea ajunge, unde ar putea mintea lor să ajungă, puterile mai puțin. Da. Deci, ca atare, din acest punct de vedere, 100% pace între ucrainieni, pace, sigur, va fi pace, că nu o să tragă cu arma unul în altul, dar nu îl vor uita sub nicio formă, iar noi nu avem decât să-i ajutăm, pentru că se apără pe ei, ne apără pe noi, apără Basarabia. Stau scut între noi stau scut între noi și demența ei, asta și rămânem și vom rămâne vecini cât va ține lumea asta și omenirea asta și trebuie să avem o relație nu bună, excepțională cu acest popor, încă o dată. Super demn, din punctul meu de vedere, comportamentul lor, dârzenia lor, lupta lor și felul în care au dat o lecție la omenire. Deci nu sunt cuvinte mari. Au dat o lecție la omenire. Drept dovadă că omenirea reacționează și încet constrâng. Victoria Ucrainei e chestiune de, probabil, de luni. Să sperăm. Probabil să vedem luni. După 9 mai. Vă mulțumesc foarte frumos. Cu drag, mă. Ганьба Росії! Ганьба Росії! Ганьба Росії! Ганьба Росії! День ганьби Росії! День ганьби! Слава Україні! Героям слава! Suntem, dragi prieteni, la ambasada Rusiei, după cum deja ați înțeles, unde are loc un protest organizat de Asociația 21 decembrie. Ați văzut ce a spus președintele asociației. Eu am venit aici, în acest cadru inedit, să vă prezint
cartea despre începuturile lui Vladimir Putin. Este cartea pe care v-am promis-o, dragi prieteni, pentru că dacă doriți să înțelegeți exact natura criminalului de război care conduce Federația Rusă, dacă doriți să înțelegeți exact mecanismele mentale care stau în spatele acestei agresiuni absolut oribilă, așa ceva nu s-a mai văzut de la al doilea război mondial încoace, de când Hitler a invadat țările vecine. Dacă doriți să înțelegeți mai bine ce se întâmplă cu țara vecină și ce rău enorm ar putea să se întâmple cu noi dacă nu suntem foarte atenți, este bine să înțelegem trecutul interlop al lui Vladimir Putin, dragi prieteni. Această carte scrisă de Catherine Breton este foarte importantă. Salutare! Mersi! Haideți să vă spun întâi câteva cuvinte despre autorul cărții, autoarea cărții, de fapt, Catherine Breton. Este corespondent Reuters, specializat în jurnalist de investigație. În perioada 2007-2013 a fost corespondent la Moscova al Financial Times. În 2016, din 2016, corespondent pe probleme juridice al publicației. A scris anterior materiale despre Rusia în Moscow Times, în Business Week. În 2009 a fost pe lista scurtă pentru premiul acordat celui mai bun jurnalist pe probleme de afaceri al anului, acordat cu ocazia British Press Award. Locuiește la Londra. Deci vorbim despre o jurnalistă care a stat la Moscova, care a studiat dictatura lui Putin, care a stat de vorbă cu foarte mulți dintre oamenii implicați într-un mod sau altul în politica din Rusia, a stat de vorbă cu oameni implicați în afacerile de început ale acestui criminal de război numit Vladimir Putin, șeful Imperiului Răului, acest Sauron de la Kremlin. Și despre aceste începuturi vreau să vă vorbesc, dragi prieteni. Cartea are două componente, dacă vreți, care merg în paralel. Primul plan, dacă vreți, este legat de înțelegerea mai extinsă a ceea ce s-a întâmplat cu Rusia în momentul în care Uniunea Sovietică a fost desființată și ulterior Partidul Comunist avea să fie interzis după tentativa de lovitură de stat împotriva lui Boris Eltsin de la începutul anilor 90. Cartea ne explică cum KGB-ul, infamul serviciu secret pentru care a lucrat de altfel Vladimir Putin în tinerețea lui în Germania Democrată, ne explică cum KGB-ul a transformat afacerile Uniunii Sovietice în afaceri ale KGB-ului. Practic, exact ce descrie și generalul Ioan Mihai Pacepa în cărțile lui despre Direcția de Informații Externe a Securității, practic toate aceste afaceri se derulau în acest mod. Fac o mică pauză pentru că s-ar putea să fie o problemă cu drepturile de autor cu muzică. Da, era o melodie, o știți cu toții. Am ascultat-o și noi în emisiunea lui Răzvan Cornețeanu despre dronele turcești care fac ravagii. Ce este foarte interesant, dragi prieteni, un aspect poate mai puțin cunoscut în România pe care această carte îl explică. Sigur, ea este foarte groasă, n-am să pot să vă prezint toată cartea astăzi, dar nici nu vreau să vă prezint, vreau să vă las plăcerea lecturii. Ce este foarte interesant este faptul că Vladimir Putin, în realitate, chiar dacă în drept, din punct de vedere al legilor din Federația Rusă, el este șeful statului, în realitate, oameni buni, de facto, Vladimir Putin este mai degrabă un naș al mafiei. Și așa și-a început el cariera de mare politician, mână în mână, strâns legat cu mafia din Sankt Petersburg. Oraș în care el a fost numit viceprimar în anii 90, oraș în care el treptat, prin operațiuni economice ale KGB-ului, operațiuni economice din Germania în care a accesat oameni din Stasi, securitatea germană, tot de sorginte sovietică, pe care i-a cunoscut când a lucrat în Germania Democrată, Vladimir Putin avea la Sankt Petersburg să construiască un adevărat oraș mafiot. Atât de mafiot încât ziua, oameni buni, orașul era controlat de, teoretic, forțele de ordine legale, și seara se retrăgeau toți de pe străzi și orașul era controlat de interlopi. Interlopi, mafia Tambov, care erau tot în subordinea lui Vladimir Putin. Este un capitol întreg pe această temă, dragi prieteni. Sunt foarte interesante aceste
rădăcini interlope ale lui Putin. Ce ne spune autoarea? Vă citesc câteva pasaje care o să vă facă să înțelegeți natura exactă a acestui individ. El nu este un politician oarecare, oameni buni. M-am tot gândit cum se exemplifică în România. Imaginați-vă că în România ar fi ajuns președinte un individ care să fie un amestec între Virgil Măgureanu, torționarul ăla Vișinescu, Gelu Voican Voiculescu și frații Cămătaru. Imaginați-vă că cineva amestecă aceste personalități și rezultă un individ care să aibă putere. Ăsta este Vladimir Putin, oameni buni. Anchete făcute de autoritățile germane mai târziu, în anii 2000, aveau să constate faptul că afacerile pe care Putin le făcea la Sankt Petersburg, împreună cu mafia Tambov, cu clanul interlop Tambov, spălau bani prin Germania, bani obținuți din droguri, bani obținuți din trafic de persoane, din prostituție, din șantaj. Deci vorbim despre cel mai brutal, cel mai de jos nivel al lumii interlope. Și Vladimir Putin la Sankt Petersburg era nașul lor, era tatăl lor. Vă dați seama, acest dement, după atâția ani de putere absolută în Rusia, după ce și-a modificat toată Constituția ca să poată fie președinte pe viață, având la îndemână un arsenal nuclear cu peste 6.000 de focoase, vă dați seama cât de periculos este el pentru lumea întreagă, oameni buni. Cu atât mai mult cât de periculos este pentru țările pe care le targetează. Și aflăm din această carte și am aflat și din alte cărți pe care vi le-am prezentat că începând din anul 2012, Vladimir Putin lucrează la mărețul lui proiect paranoic de a reface Imperiul Sovietic și că România este una dintre țările targetate. Am mai aflat din cartea lui Garry Kasparov că la nivelul și din cartea lui Mark Smith, tot despre dictatura lui Putin, că la nivelul serviciilor secrete rusești FSB există o direcție denumită Direcția Zero, direcție care se ocupă cu promovarea politicienilor pe funcții cât mai înalte în țările care sunt vizate de Vladimir Putin. România este o astfel de țară. Foarte multe fenomene politice pe care până acum poate mulți nu le-au înțeles au legătură cu această Direcție Zero a FSB-ului, Serviciu Secret Rusesc, care a fost transformat din fostul Serviciu Rusesc KGB, care înainte a fost NKVD. Fenomenul extremist, aur, naționalist, putinist, are legătură cu această Direcție Zero. Promovarea unor personaje, unor securiști care vin din străfundurile FSN-ului, când Ion Iliescu a preluat controlul asupra României cu o echipă de KGB-iști, cum este securistul Lucian Pahonțu. Securist, oameni buni, în 89 era securist. Salvat de KGB-istul Ion Iliescu prin jandarmerie, individ care în momentul de față este șeful Serviciului Secret de Protecție și Pază. Nu vă imaginați cât de periculos este pentru România, o țară NATO, faptul că un securist salvat de Iliescu, KGB-istul Iliescu, conduce un serviciu secret. De asemenea, Jandarmeria Română, instituție de forță a statului român, are foarte mulți foști ofițeri de securitate. Unii dintre ei îi urmăresc pe Facebook din conducere cu vizibile simptome de îmbolnăvire cu putinism și cu extremism naționalist finanțat de la Moscova. Dar să revenim, dragi prieteni, puțin la Sankt Petersburg ca să înțelegem natura acestui individ. La periferia sud-vestică a Sankt Petersburgului, acolo unde Golful Finic își unește apele cu cele ale Mării Baltice, o mulțime de macarale și de containere ies în evidență pe fundalul fațadelor elegante ale palatelor pre-revoluționare de pe țărm. Pe o mică insulă, scrie autoarea, mormane contorsionate de fiare vechi și grămezi de cherestea așteaptă cargourile, în vreme ce dincolo de canal clădirile din cărămidă roșie, care adăpostiseră cândva birourile vameșilor sau depozitele celor mai cunoscuți negustori, stăteau încă în picioare, pe jumătate abandonate lângă masivele mașinării metalice. Zona aceasta din portul din Sankt Petersburg este prima zonă controlată complet de interlopii din clanurile Tambov, care foloseau portul pentru trafic de persoane, trafic de droguri și care își extindeau afacerile în tot orașul sub protecția lui Vladimir Putin, cu taxe de protecție, cu șantaj,
transformând orașul în anii 90 într-un veritabil oraș interlop. A devenit kilometru zero Sankt Petersburg al unei alianțe între KGB și crima organizată. Fac o mică paranteză, dragi prieteni, și vreau să vă atrag atenția, dacă veți citi această carte, dacă nu măcar în ceea ce vă spun eu, să vă uitați la anumite lucruri care seamănă foarte mult cu situația din România. Mai fac o mică pauză pentru că e o melodie în spate și nu știu cu drepturile de autor cum YouTube, cum e. Da, nu știu cum e cu drepturile de autor, nu vreau să, de obicei pe muzică e problemă cu YouTube. Ce este foarte interesant, dragi prieteni, eu pe măsură ce citesc pasajele despre legătura ombilicală între servicii secrete, KGB, FSB și interlop, mie îmi vin în minte imaginile cu interlop și cu infractorul Liviu Dragnea, care organiza referendumul pentru familia tradițională de ziua lui Putin, cu interlop și cu jandarmi. Țineți minte cum era Dragnea, în stânga avea interlop, în dreapta jandarmii, mână în mână îl protejau. Ei bine, ce este foarte interesant, dragi prieteni, pe măsură ce veți citi această carte, veți constata câte asemănări există între modul în care mafia lucrează în România și modul în care mafia a fost cimentată sub Putin în Rusia. Nu sunt întâmplătoare aceste asemănări, oameni buni. De ce? Pentru că Iliescu 90, la ordinul Moscovei, a preluat puterea în România. Și toate rețelele caghebiste, toate rețelele rusești le-a reactivat. Jandarmeria a fost reeșapată din fosta securitate cu oameni aserviți Moscovei. Instituții de forță ale statului au fost împânzite cu oameni aserviți Moscovei. Datorită primirii României în NATO și în Uniunea Europeană, dar în special în NATO, anumite instituții, cum este de exemplu Serviciul de Informații al Armatei, Serviciul Român de Informații, au fost vidanjate. Alte instituții, cum este jandarmeria, n-au fost deloc vidanjate. De aceea avem în jandarmerie șefi, fost securiști. De aceea avem la SPP, care este o instituție de pază și ordine, un fel de jandarmerie cu altă denumire, un fost securist. De aceea au rămas oameni buni, grupări în societate care provin din servicii secrete, fostele grupări caghebiste, cum este puternica grupare a mafiei care provine din Serviciul de Informații Externe, grupare care sprijină mogul de presă de tipul infractorului Dan Voiculescu, de tipul inculpatului fugar Sebastian Ghiță, de tipul fugarului Alexander Adamescu și alții. Ce ne spune Catherine Belton despre modul ăsta de operare, pattern-ul ăsta din Sankt Petersburg? Sankt Petersburg a devenit kilometru zero al unei alianțe între KGB și crima organizată, clanurile interlope, care avea să-și extindă influența asupra întregii Rusii și mai târziu avea să se infiltreze în instituțiile occidentale. Acesta a fost punctul de pornire pentru alianțele lucrative ale viceprimarului Vladimir Putin, care a colaborat strâns cu liderii rețelelor de crimă organizată, care controla piețele orașului și comerțul cu petrol, care a obținut monopol asupra exporturilor prin terminalele sale petroliere. Relațiile făurite aici, printr-o complicată rețea comercială și licențe de export, au devenit model pentru modul în care avea să fie condusă mai târziu Rusia. Și ce vedem astăzi, dragi prieteni, la apogeul puterii acestui politician interlop? Vedem că dita mai Federația Rusă se comportă exact cum se comportau clanurile interlope în Sankt Petersburg. Pur și simplu agresează un vecin, comit genocid, comit exact ca niște clanuri interlope. Nu vrei să plătești taxe de protecție? Îți sparge magazinul, îți violăm fiica, îți ucidem fratele, te omorâm și pe tine. Exact asta face, oameni buni. Rusia, în momentul de față, a devenit un clan interlop, o grupare interlopă condusă de nașul mafiei interlope, după modelul cu care el a început în politică și în afaceri în Sankt Petersburg. Și urmăriți pattern-ul în România, tot ceea ce înseamnă fostul FSN, FSN făcut de Ion Iliescu, KGB, astăzi reprezentat de partidele la putere, PSD și PNL, USL, da, USL 2.0, toți acționează exact în stilul ăsta importat de la Moscova. De ce? Pentru că sunt aceeași mizerie, oameni buni. Mână în mână cu clanurile interlope. Atât pe plan central, cât și pe plan
local. Clanul Interlope protejat în momentul de față în România de către reprezentanți de seamă ai acestor partide. Unul dintre protectorii mafiei din România este ministrul Lucian Bode, ministru de interne bun la toate, venit din fostul Partid Democrat. Ministru care a reușit performanța, și atenție, oameni buni, e foarte important. Și vă dau un singur exemplu, exact în stilul caghebist rusesc. Știți că un om de afaceri a fost asasinat cu bombă la Arad? Știți că mafia este atât de puternică când Ministerul de Interne nu face nimic în acea anchetă? Și ministrului Bode nu-i pasă de treaba asta. Este exact ca Rusia, oameni buni. Oricine mâine poate să fie asasinat, exact ca Rusia, din moment ce odată s-a putut. Un jurnalist, un politician, un judecător corect, un procuror. Mai fac o mică pauză să nu avem probleme cu muzica. Da. În port acolo au început clanurile interlope. Ce scrie autoarea? Portul era aproape sinonim cu crima. Se auzeau mereu împușcături. Potrivit unui fost membru al celui mai mari band de criminale din oraș, grupul Tambov. În cele din urmă, grupul care a preluat controlul era constituit dintr-un nucleu de oameni din KGB și din rețele interlope, care au ajuns să decidă tot ce se petrecea în Sankt Petersburg în anii 90. În acest nucleu, Vladimir Putin deținea rolul dominant. Deci el era nașul mafiei, oameni buni. Dacă la Moscova, anii 90, forțele KGB rămăseseră în general în culise, la Sankt Petersburg ele erau mult mai vizibile. Economia orașului Sankt Petersburg, Leningrad, așa era pe vremea Uniunii Sovietice, era mult mai mică decât a Moscovei. Bătălia pentru lichidități era mai inversionată, iar biroul primarului avea tentacule extinse în majoritatea afacerilor. Principalul motiv al forței cu care KGB s-a impus la Sankt Petersburg a fost că primarul Anatoli Sobichak era prea puțin interesat de gestionarea problemelor cotidiane ale orașului. El a încredințat această sarcină lui Putin, care conducea Comitetul pentru Relații Externe ce supraveghea comerțul și o mare parte din restul afacerilor din oraș, celălalt viceprimar, ocupându-se de problemele de natură economică. Din haos și colaps, explică Catherine Belton, a rezultat o alianță între Putin, camarazii lui din KGB și lumea interlopă, care căuta să acapareze cât mai mult din economia orașului în propriu beneficiu. În loc să caute să impună ordinea pentru binele locuitorilor orașului, singura ordine impusă îi favoriza pe ei. Mai presus de orice, colapsul a însemnat o ocazie de îmbogățire pentru acești oameni și în special pentru Putin și KGB. Putin a devenit bogătaș, așa cum e înțeles acest termen, da? Milioane de dolari în sus, apoi euro, aici, împreună cu mafia și cu interlopii. Cartea vorbește despre o anchetă din anul 2000 a serviciilor speciale germane care a constatat că mai multe firme mixte ruso-germane în care Putin era director spălau bani, oameni buni, milioane și milioane de euro din trafic de persoane, trafic de droguri, inclusiv din Columbia, din Mexic. Clanurile acestea de crimă organizată având sediul în Sankt Petersburg. Ca să înțelegeți, oameni buni, cine este acest individ care și-a trimis armata de orci ca să violeze, să ucidă, să jefuiască, fără niciun fel de Dumnezeu. Ați văzut că bombardează mănăstiri, soldații se laudă pe telefoane că au furat icoanele din biserici, deci n-au niciun fel de Dumnezeu. Mă rog, astea sunt informații care ar trebui să le dea de gândit hăbăucilor din România, care pe fond religios cred că Putin face vreun mare bine umanității și că ar fi vreun personaj pozitiv. Acest fond ilicit, banii cu care lucrau ei, își avea rădăcinile în schemele de bartelare firmelor prietene dirijate de KGB. Mai târziu, ei s-au extins către portul maritim și apoi chiar către terminalul petrolier. Grupul de crimă organizată Tambov din Sankt Petersburg domina întreaga rețea. Bineînțeles, nășit de nașul Putin, da? Era, potrivit unui fost ofițer local din FSB, o afacere constând în crime și jafuri. Mâinile celor din Tambov erau pătate cu sânge. Și să vă dau un exemplu de afacere, în carte sunt mai multe exemple, nu vreau să vă răpesc plăcerea lecturii, dar să vă dau un exemplu de afacere. La un moment dat, în anii 90, în Sankt Petersburg era o foarte mare foamete. Nu erau alimente și o inflație extraordinară. Putin obține de la guvernul federal dreptul, fac din nou pauză, să nu avem probleme cu muzica. Schema de
alimente contra materii prime și privatizarea în climele flotei din portul St. Petersburg, flotei rusești de la Marea Baltică, aveau să fie cele mai mari afaceri care l-au îmbogățit pe Vladimir Putin. O anchetă parlamentară a fost făcută în Rusia pe vremea când Putin încă era mic și chiar fostul șef al lui Putin, primarul din Sankt Petersburg, a fost asasinat pentru că a vorbit despre asta. Haideți să vă citesc pasajul din carte și apoi să vă dau un exemplu, ca să înțelegem cine este acest criminal, oameni buni. Criminal interlop cu sânge rece, Vladimir Putin. Singura persoană care a îndrăznit să vorbească în public despre furtul portului Sankt Petersburg și a flotei de la Marea Baltică a fost chiar fostul primar al orașului, șeful lui Putin, da? Anatoli Sobichak. La mult timp după ce încetase să mai fie primar, el a scris un articol într-un ziar. Pentru prima și singura dată a criticat public acțiunile KGB-ului local din epoca post-sovietică. Și a spus așa: procurorii, FSB-ul și polițiștii care au luat parte la această operațiune ar trebui acuzați de abuz în funcție și suminarea economiei naționale. Peste 4 luni era mort. Deja când ăsta făcea dezvăluirile, deveniseră atât de puternici încât asasinau pe oricine le stătea în cale. Și știți că au asasinat politicieni? Boris Nemțov, liderul opoziției, a asasinat la gardul Kremlinului. Jurnalista Ana Politkovskaya, asasinată în scara blocului, împușcată când a urcat în lift, după ce anterior au încercat să o otrăvească, în timp ce, cu novicioc pus în ceai, în timp ce mergea cu avionul în Cecenia, unde FSB-ul comitea niște crime, da? Haideți să vedeți afacerea cum a fost anchetată de o comisie parlamentară. Peste 95 de milioane de dolari fuseseră acordate de comitetul lui Putin sub formă de licențe de export unei rețele obscure de companii fantomă, în vreme ce practic nimic din alimentele așteptate la schimb nu a sosit vreodată. Alte 900 de milioane de dolari, oameni buni. Știți ce înseamnă banii ăștia în anii 90? Ca să înțelegeți cum s-a îmbogățit. Ca să înțelegeți, da? Alte 900 de milioane de dolari din cote de export fuseseră garantate de guvernul federal, inclusiv 717 milioane de dolari din aluminiu. Rusia n-avea mâncare și atunci dădeau materii prime, aluminiu, ce aveau ei pe acolo prin depozite, le dădeau în Occident și Occidentul dădea înapoi alimente. Numai că Putin le dădea în Occident și alimentele nu mai veneau la Sankt Petersburg. Să vedeți ce făcea. Era imposibil de spus dacă Putin luase o parte înainte și oferise cele 900 de milioane de dolari sub formă de cote altor firme. Banii dispăruseră în scripte, din moment ce Comisia Parlamentară n-a reușit să acceseze orice altă documentație suplimentară. Dar se bănuiește că Putin este cel care a profitat. O cotă oferită de Putin, un exemplu s-a găsit, s-au găsit câteva exemple prin hârtii. De exemplu, o cotă oferită de Putin a permis unei companii create cu doar 2 luni înainte de lansarea schemei să cumpere 14.000 de kilograme de metale rare la un preț de 2.000 de ori mai mic decât prețul de pe piața globală. Astfel, sub pretextul că le dăm pe hrană, dar nu le-a mai dat pe hrană, le-au vândut, da? Astfel, respective companii i s-a oferit șansa de a realiza profituri enorme când a vândut mai târziu metalele respective pe piețele mondiale. Schema descoperită de Comisia Parlamentară era aproape identică cu practicile desfășurate de societățile mixte ale KGB-ului în perioada de final a Uniunii Sovietice, care permiseseră un aflux de materii prime să fie sifonat în afara țării de întreprinderi de stat care le obțineau la un preț căzut de pe piața sovietică internă, în vreme ce profiturile obținute prin vânzarea ulterioară la prețuri mult mai mari rămâneau în conturile bancare ale KGB-știlor care operau aceste firme. Vă seamănă cu ceva din România? Dacă nu vă seamănă, vă spun eu. Infractorul Dan Voiculescu, patron la Antena 3, s-a îmbogățit printr-o astfel de schemă, furând banii unei firme a Direcției Externe a Securității, înființată în Cipru, cred că era Crescent, pe care el o controla. În anii 90 a fost o anchetă, au fost chemați niște avocați din Canada și ei au spus: arestați-l pe Dan Voiculescu.
Bineînțeles, nu l-a arestat nimeni, ăsta a ajuns mare mogul de presă, are Antena 3, are o grămadă de alte televiziuni mai mici și zombifică poporul în interesul șmecherilor, oligarhilor de România. Sigur mai mici decât oligarhii lui Putin, dar cu același modus operandi, dragi prieteni. O să vedeți, vă invit tot timpul să faceți acest exercițiu. Dacă veți citi această carte, eu vă invit să o citiți. O găsiți, eu am achiziționat-o online. Dacă veți citi această carte, dragi prieteni, la editura Litera este apărută, Oamenii lui Putin, cum a recuperat KGB-ul Rusia. Când citiți cartea, să vă gândiți cu ce seamănă din România. Și o să vedeți că totul seamănă. Totul seamănă. De ce? Simplu, pentru că Ion Iliescu KGB și restul scrie în cartea de istorie, oameni buni. Putin avea permisiunea specială de a acorda propriile cote, permise și contracte pentru așa numitele afaceri petrol contra hrană ale orașului, ocolind necesitatea de a cădea de acord cu ministerul asupra fiecăreia dintre ele. Era stat în stat. Îi fusese acordat acest drept de către ministrul comerțului exterior, același economist care colaborase strâns la programul de reforme la începutul anilor 1980 și care avea să fie ocolit de criticile aduse de Putin ulterior programului. Compania despre care vă vorbeam, care a cumpărat 14.000 de kilograme de metale rare la un preț de 2.000 de ori mai mic decât prețul real, chipurile să le dea pe hrană, dar le-a dat pe bani, banii au rămas în conturi, ei au murit de foame la Sankt Petersburg. Era condusă de fratele unui coleg de facultate a lui Putin, care împărtășea pasiunea acestuia pentru altele marțiale. Un alt beneficiar al cotelor pentru motorină a fost firma Intercomerț, condusă de un infractor condamnat care participase la o schemă de sifonare de 20 de milioane de mărci germane din fondurile destinate relocării forțelor militare sovietice din Germania de Est. Mai târziu, soția lui Putin, Ludmila, i-a mărturisit unui prieten că firma respectivă era legată de ex-germanii pe care soțul ei îi întâlnise la Dresda. Deci omul, el a fost șeful, mă rog, a lucrat la biroul KGB din Dresda. Și acolo a intrat în contact cu securiști de la Stasi, Serviciul Secret German. Lucrurile sunt foarte complicate cu privire la acest capitol și despre ele vorbește autoarea, întrucât s-au descoperit în arhivele Stasi, atât cât au mai rămas, documente din care rezulta că Putin era agent dublu și avea acces inclusiv în birourile locale Stasi la orice oră, când dorea el. Este foarte interesant acest aspect. Rețeaua care exista pe vremea comunismului a fost transformată de Putin ulterior în propria lui rețea de crimă organizată și afaceri împreună cu clanul Interlop Tambov, cea mai periculoasă mafie din Sankt Petersburg. În esență, se crease ceea ce în jargonul interlop rusesc, mă scuzați, trebuie să-mi pun ochelarii, se numea Obșiac, un fond secret sau o sumă de bani pentru un grup infracțional. Era un model bazat pe oferirea de fonduri unei rețele strict controlate de aliați apropiați, în cadrul căreia liniile de demarcație dintre banii folosiți pentru operațiuni strategice și cei pentru uz personal erau întotdeauna blurate în mod convenabil. Acest model a devenit baza cleptocrației regimului Putin. Cleptocrație înseamnă dominația hoților, da? Puterea hoților, da? Cum democrație înseamnă puterea poporului, demos înseamnă popor, democrație înseamnă puterea poporului, da? Cleptocrație, da, înseamnă puterea hoților. Cleptomanie înseamnă, este o boală. Sunt oamenii care fură fără să se poată controla. Simt nevoia în continuu să fure. Se cheamă cleptomanie. Cleptocrație se cheamă atunci când o țară este controlată de hoți. A? Vă seamănă, oameni buni? Vă seamănă cu România, nu-i așa? Bun, mai departe. Ce ne spune autoarea în legătură cu acest subiect? Oamenii KGB-ului care au preluat controlul asupra orașului Sankt Petersburg alături de Putin erau mult mai înclinați spre afaceri decât generația anterioară lor. Deși deplângeau colapsul Imperiului Sovietic, mulți oameni mai tineri din eșalonul de mijloc al serviciilor secrete precum Putin îmbrățișaseră rapid perceptele capitaliste și respingeau dogmele Partidului Comunist.
Pentru această generație, comunismul era cel care provocase prăbușirea Imperiului, lăsându-i fără sprijin în Afganistan și abandonându-i în Germania de Est. Ei vedeau comunismul drept un sistem care îi trădase, spunea Andrei Iliarinov, fost consilier prezidențial al lui Putin. Erau produs operațiunilor lansate de KGB în ultimii ani de dominație sovietică pentru crearea de rețele de firme străine. Secretomania care domnea în jurul acestor activități a făcut ca, încă de la început, metodele KGB din anii 80 să semene mai curând cu operațiunile de spălare a banilor. Un holding de stat numit Flota Baltică din Leningrad a fost înființat în acest sistem. Pentru oamenii KGB-ului din Sankt Petersburg, acest holding fusese multă vreme o proprietate strategică, iar povestea modului în care oamenii lui Putin au acaparat-o este indisolubil legată de realizarea unei alianțe între primăria lui Putin și cea mai notorie organizație de crimă organizată, grupul Tambov. În epoca sovietică, KGB, la fel ca și securitatea din România, asta apropo de Băsescu Petrov, da? KGB avusese ofițeri infiltrați în echipele flotei comerciale, angajați oficiali ca secunzi sau comandanți ai vaselor, însărcinați cu partea economică. Cât de mult seamănă? Păi, dar normal că seamănă, oameni buni. România a fost sub influență sovietică. Ceaușescu a încercat ceva. Dar în 90, Iliescu a venit bănuit pentru că a făcut o școală militară la Moscova. Școală pentru ofițeri KGB, de asta se spune Iliescu KGB. Iliescu a venit cu o baterie de oameni ai KGB-ului și ce au făcut în timpul Revoluției. Este foarte important acest episod din Revoluție pentru că are legătură cu povestea asta. Înainte de căderea comunismului, în cadrul armatei române s-a înființat un serviciu secret special, în cadrul Direcției de Contrainformații Militare, s-a înființat un serviciu secret special care se ocupa să identifice în armata română agenții KGB. Îi raporta lui Ceaușescu și Ceaușescu îi marginaliza. Șeful acelui serviciu a fost colonelul Trosca. Ce s-a întâmplat cu colonelul Trosca la Revoluție? A fost asasinat și ucis ca terorist în stradă. A fost răzbunarea Moscovei sub înaltul patronaj al lui Ion Iliescu KGB, sub coordonarea lui Gelu Voican Voiculescu. Salutare! Cel care a luat dosarele securității și a dormit cu mitraliera Kalashnikov pe ele. Ca să înțelegeți, oameni buni, despre ce vorbim. Ofițerii KGB cunoșteau rutele comerciale, încărcăturile, mărfurile de contrabandă și banii care puteau fi obținuți. La apogeul acestei flote, sute de nave plecau din portul Leningrad, Sankt Petersburg, încărcate cu petrol, metal și grâne, iar altele veneau chiar din America de Sud, aducând cu ele fructe, zahăr și bunuri de contrabandă, vitale pentru lichiditățile și operațiunile clandestine ale KGB. În acele zile, această companie reprezenta o sursă de bani lichizi a orașului. Mai facem o pauză din motive de muzică. Da. Deci această companie, dragi prieteni, Flota Baltică de la Leningrad, reprezenta cea mai strategică sursă de bani a orașului. În 1991, când URSS-ul a căzut, profiturile nete ale firmei se ridicau la sute de milioane de dolari. Compania nu doar că avea în proprietate aproape 200 de nave comerciale sau de pasageri, ci controla întregul port maritim al Leningradului, Sankt Petersburg, inclusiv terminalul petrolier, ca și porturile învecinate. Ea constituia cheia către bogățile orașului. Cine a preluat compania? La acea dată, Tambov devenise cea mai puternică grupare de crimă organizată din oraș. Liderul acestei mafii, Vladimir Kumarin, ajunsese după gratii în 91 în urma unei ciocniri violente cu o altă grupare mafiotă din Sankt Petersburg. După ce a ieșit din închisoare cu ajutorul lui Putin și al oamenilor săi, gruparea Tambov a început să preia controlul asupra întregului sector de energie și combustibil al orașului. Confruntările cu bandele rivale au continuat. În 1994, Kumarin și-a pierdut un braț în urma unui atac cu bombă. La acel moment, însă, el crease deja în Sankt Petersburg Fuel Company sau PTK, firmă care a devenit distribuitorul de petrol cu drepturi de monopol al orașului.
Mafia Tambov prelua controlul asupra portului maritim și a terminalului petrolier. Mai târziu, procurorii spanioli, pentru că au spălat bani prin Spania și a fost o mega anchetă în Spania și de acolo s-a aflat, da? Aveau să identifice toate aceste informații. Cumarin devenise atât de puternic încât a fost cunoscut drept guvernatorul de noapte al Sankt Petersburgului. În esență, el reprezenta partea întunecată a primăriei și Putin era șeful lui. Putin părea să joace un rol fundamental în toate aceste manevre, fiind omul care oferea suport logistic din biroul primarului. Împreună cu adjunctul lui de încredere, care trona la un pupit în anticamera de lângă biroul lui Putin, cercetându-i atenți pe toți cei care intrau, el a emis documentele prin care mafia a preluat controlul asupra portului și al terminalului petrolier. El a acordat companiei ăsteia de import a mafiotului Cumarin, care era de fapt omul lui, contractul exclusiv pentru furnizarea de combustibil, pentru ambulanțe, autobuze, taxiuri și mașini de poliție. Deci crima interlopă, imaginați-vă că în București, frații Cămătaru ar avea contract exclusiv să bage motorină în toate mașinile instituțiilor publice din București, da? Frații Cămătaru, imaginați-vă, sau ce alt interlop vreți dumneavoastră? Clanul sportivilor. Îi dau exemplu pe Nuțu și Pălăla, nu știu cum îi cheamă, pentru că sunt foarte cunoscuți și lumea le... Imaginați-vă fața lui Cămătaru și că el ar avea exclusivitate. Să bage motorină inclusiv în mașinile poliției, oameni buni. Încă o pauză din motive de muzică. Deci clanul interlop, oameni buni, alimenta tot în oraș. Autobuzele, mașinile poliției, ambulanțele. Încercați să vă imaginați. Știți cu toții, dacă nu știți, presupun că toți cei care urmăriți canalul meu de YouTube sunteți interesați de politică, de justiție, dar dacă nu știți, căutați Nuțu Cămătaru, poză, ca să nu fie complicată analiza și imaginați-vă că individul ăsta astăzi în București, da, ca să înțelegeți ce a făcut Putin la Sankt Petersburg, ar avea exclusivitate să bage motorină în toate mașinile tuturor instituțiilor din oraș. Da? Primele La sfârșitul verii lui 1992, Comitetul pentru Relații Externe al Primăriei Sankt Petersburg, condus de tovarășul Putin, a înregistrat o societate mixtă ruso-germană, Sankt Petersburg Immobilieren Angelschaft Spag, pentru a investi în sectorul imobiliar al orașului. Mult mai târziu, procurorii germani vor acuza firma Spag că fusese doar un instrument pentru operațiunile de spălare a banilor ale grupării de crimă organizată Tambov, ca și banii unui cartel columbian al traficului de droguri. Ca să înțelegeți, oameni buni, cine este Vladimir Putin? Cine este cu adevărat acest individ? Ca să înțelegeți cât de hăbăuci, cât de inculți sunt concetățenii noștri care scriu pe Facebook: domne, ce face Putin, e ok, Putin este un bun creștin, Putin este apărătorul familiei tradiționale și așa mai departe. Ca să înțelegeți, oameni buni, cât de săraci de ei, habar n-au pe ce planetă trăiesc, da? Putin a făcut parte din Consiliul de Conducere a acestei firme. Kremlinul, când Putin era președinte și a fost întrebat despre asta, a afirmat că aceasta n-a fost decât una dintre multiplele poziții onorifice pe care el le-a deținut ca viceprimar. Adică l-au pus acolo fără știrea lui. El habar n-avea. Dar unul dintre cofondatorii firmei a afirmat că s-a întâlnit cu Putin de 5 sau de 6 ori pentru a discuta afacerile companiei în Sankt Petersburg. Ce spune un ofițer superior KGB? Că nu erau toți mafioți, mai erau și câțiva pe acolo, ok, da, ca și la noi, ei au fost îndepărtați, da? Dacă trebuie mai întâi să transporți petrol cu o navă, iar portul e plin de bandiți, trebuie mai întâi să te pui de acord cu aceștia, spunea un fost ofițer superior KGB. Îmi cer scuze pentru aceste întreruperi, dar e nasoală treaba cu drepturi de autor. Am avut niște materiale blocate pe YouTube pentru că se auzea imnul național, imnul nostru, imnul național care ar trebui să fie proprietatea tuturor românilor, da? Cineva l-a pus pe YouTube, corul nu știu care al armatei, și l-a înregistrat cu drepturi de autor. Și YouTube îți dă copyright strike dacă se aude imnul național și tu filmezi undeva. Deci e foarte nasol, da? Deci dacă trebuia să transporti petrol cu o navă, iar portul era plin de bandiți, ăștia din Tambov trebuia mai întâi să te pui de acord cu ei. Deci nu mai intrau navele în port fără acordul mafioților. Putin, șeful lor.
Spune un fost ofițer superior din KGB, nu exista nicio modalitate de a pătrunde acolo fără acordul lor. Pentru totul a fost foarte bine organizat. Putin și tipii lui au asigurat susținerea din partea primăriei. Datorită trecutului său din KGB, el a putut ajuta cu organizarea logistică. Era o echipă extrem de unită. Alianța Făurit atunci a preluat tradițiile KGB-ului de dinainte de colapsul Uniunii Sovietice și le-a materializat utilizându-le într-un mod mult mai profitabil. Din câte mi-amintesc, simbioza dintre mafioți și KGB a existat dintotdeauna, spune Maxim Freizom, coproprietar al unei companii care a fost nevoită să lucreze în port în acele condiții. KGB-ul colaborase cu interlopii pe piețele de valută și rețele de prostituție. Interlopii constituiau prețioase surse de informații. A fost o simbioză naturală. Niciunul dintre protagoniști nu avea vreo urmă de morală. Pentru KGB, interlopii erau un fel de infanterie. Din același motiv pentru care, pentru KGB, interlopii erau un fel de infanterie, președintele infractor al PSD venea cu interlop la Înalta Curte de Casație și Justiție. Președintele infractor al PSD, care a organizat referendumul pentru familia tradițională de ziua lui Putin și care a blocat ani de zile exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră în interesul dictaturii lui Putin, ca să înțelegem despre ce vorbim, și care și-a constituit o piramidă de influență în Ministerul de Interne sub Carmen Dan, piramidă care este funcțională și care nu a fost niciodată desființată. Marioneta acestei piramide este actualul ministru de interne, Toarășul Lucian Bode. Alianța încheiată între administrația din Sankt Petersburg cu gruparea Tambov a prins rădăcini adânci în infrastructura orașului. Cu ajutorul oamenilor lui Putin din primărie, portul maritim a devenit un nod important pentru traficul de droguri aduse din Columbia, în Europa Occidentală. După cum va depune mărturie fostul ofițer superior KGB Yuri Șeveț în fața unui tribunal londonez. Vă mulțumesc mult! Da? Vă mulțumesc mult! Da! Să rămână! Vă mulțumesc foarte frumos! Mersi mult! Nu, înregistrez o prezentare de carte și fiind despre Putin și despre interlope, am zis să o fac chiar aici la protest ca să fie mai spectaculos. Sărut mâna, o zi bună. Deci, ofițerul ăsta Yuri Șeveț, pentru că au fost mai multe anchete, oameni buni și oligarhi au ajuns să războiască între ei și au ajuns să facă operațiuni pe teritoriul Marii Britanii, să asasineze oameni politici acolo, să asasineze ofițeri FSB care au povestit despre cine este Putin. Și atunci a fost anchetă în Marea Britanie. Și în Marea Britanie, un fost ofițer KGB într-un tribunal din Londra a povestit aceste lucruri. Cum se aduceau droguri din Columbia prin portul Sankt Petersburg, controlat de mafia Tambov, al cărei naș era Vladimir Putin. Unul dintre cei mai apropiați aliați al lui Putin din serviciile de securitate din Sankt Petersburg, Victor Ivanov, ajutase gruparea Tambov să preia controlul asupra portului maritim, în vreme ce Putin îi acordase protecție din partea biroului primarului. Ivanov a negat aceste acuzații. Mai târziu, singura persoană, e important pasajul ăsta, dar îl reiau, care a îndrăznit să vorbească public despre aceste aspecte, a fost primarul de la acea dată, Anatoli Sobichak. A spus că ăștia trebuiau arestați, după 4 luni de zile a fost omorât, scurt. Mă tem că această remarcă l-a costat viața, afirmă un asociat al acestuia. Grupările de crimă organizată erau infanteriștii, de care KGB-ul avea nevoie pentru a putea controla masele, oamenii de pe stradă, ca și din închisoare, potrivit unuia dintre asociații de atunci a lui Putin. Cartea este foarte interesantă, dragi prieteni, ce v-am citit este, nu știu, o mică parte, 1%. Vă invit să o citiți și vă invit, este cel mai important acest exercițiu pentru noi, o țară care suntem vizată de planurile
acestui dictator dement, acestui interlop planetar care vrea să-și reconstruiască Imperiul Sovietic, se visează Petru cel Mare, da? Dar acționează cu metodele lui Hitler și al lui Stalin. Nu că în perioada Rusiei țariste n-ar fi fost aceeași nenorocire, dar nu vreau să intru adânc în istorie, oameni buni. Este foarte important când citiți această carte, ceea ce citiți aici, să încercați să comparați cu situații similare din România. De exemplu, simbioza KGB-interlopi. Simbioza interlopi PSD-ști din România. Nu este o întâmplare, oameni buni. De ce? Pentru că în spate stau aceleași interese. Un capitol din această carte m-a făcut să văd, de exemplu, într-o lumină foarte interesantă, activitățile unor mari infractori trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție, care se sustrag executării pedepselor la Londra. Mogulul de presă Alexander Adamescu, marele șmecher Puiu Popoviciu și alții, și operațiunea Black Cube. În această carte este descris în detaliu cum foștii ofițeri KGB deveniți FSB împreună cu oligarhii care aveau legături cu lumea interlopă au ajuns să reușească să se descurce foarte bine în sistemul de drept britanic și ajungeau să se judece acolo pentru diverse pricini și își angajau firme de PR din Marea Britanie. Știți că ancheta făcută în Israel în legătură cu activitățile Black Cube a demonstrat faptul că contractul pentru spionarea Laurei Codruța Kövesi a fost făcut în lire sterline. Știți că la Londra mogulul Alexander Adamescu organiza simpozioane prin catârul cartelului Mafia Media Sabin Orcan împotriva Direcției Naționale Anticorupție. Același mogul avea să livreze ziarul România Liberă grupării de propagandiști ai Moscovei, coordonată de aici de la ambasada Rusiei și conduse de fel și fel de personaje, cum este Iulian Capsali, una dintre cele mai mari trompete putiniste din România. Probabil că dacă domnului Klaus Iohannis iar crește, nu pot să zic ce, că asta se dorește a fi o relatare jurnalistică, iar crește organele curajului și l-ar expulza pe ambasadorul Imperiului Răului, pe tovarășul Cuzmin, probabil că multe activități de acest tip ar înceta în România. Probabil că nici o șoacă n-ar mai ști pe unde să urle, nici George Simion n-ar mai ști, săracul de el, pe unde să mai facă scandal, că și-ar pierde coordonatorul. Dar nu se întâmplă, oameni buni. Și atunci, pentru noi, pentru națiunea noastră, națiune vizată și pusă în pericol de demența acestui individ, sunt foarte importante două lucruri, oameni buni. Este foarte important ca în 2024 să ieșim la vot și să votăm în așa manieră încât orice formațiune politică, orice politician care are legătură cu nenorocirea asta, să piardă orice formă de putere, oameni buni. Dacă noi le permitem în 2024 să aibă și mai multă putere, sau să aibă măcar puterea pe care o au acum, să știți că România nu va avea niciun viitor. De ce? Am mai explicat treaba asta, mulți veți spune, dom'le, dar până în 2024 poate moare Putin. Dacă nu moare din cauze naturale, poate moare de ciudă, că n-a putut să invadeze Ucraina. Sau poate se întâmplă ceva cu el, că e bătrân, suferă o operație. Da, dar Putin este în vârful unei piramide a răului, oameni buni. Chiar dacă Putin moare mâine, să știți că pericolul care planează astăzi, inclusiv asupra României, nu va înceta. Pericolul continuă, pentru că Putin de unul singur nu putea să facă așa ceva și în 30 de ani de dictatură și-a cimentat o întreagă piramidă a răului. Bineînțeles, s-au și îmbogățit în povestea asta și cei care comentează, ați văzut, 7 oligarhi până acum au fost sinuciși. Toți în același fel, au nebunit toți oligarhii, își înjunghie copiii, nevestele sau îi lovesc cu toporul în cap, după care ei se sinucid. Fiți siguri că astea nu sunt sinucideri, astea sunt răzbunări ale acestui interlop, oameni buni. Vă invit să citiți această carte și când o citiți, ceea ce citiți acolo ca mod de operare, să încercați să identificați în istoria recentă a României, în
actualitatea României concretă, în ziua de astăzi, să vedeți cât de mult seamănă, oameni buni. Cât de mult seamănă. Gândiți-vă cum ne-a trecut glonțul pe la ureche în 2014, ca să înțelegeți cât de mare e pericolul putinist și cât de rău au infiltrat statul român. Director militar al Serviciului de Informații Externe era generalul Silviu Predoiu, despre care jurnalistul Ovidiu Ohanesean a scris că a fost recrutat de GRU, Serviciul Secret de Contrainformații Militare Rusești, undeva în Africa. În 2014, când Putin a invadat Crimea, Victor Ponta, prim-ministru, s-a dus să se întâlnească cu Putin. Generalul Silviu Predoiu, șef SIE, militar, da? La vremea respectivă avea să devină ulterior vicepreședinte al partidului lui Ponta. Gândiți-vă, oameni buni, cum a infiltrat statul român, chiar dacă suntem noi țară NATO, țară membra Uniunii Europene. Vă mai dau un exemplu. Știți cu toții că patronul de la România TV, inculpatul fugar Sebastian Ghiță, se ascunde în Serbia, unde este protejat cu azil politic de guvernul pro-rus de la Belgrad. Belgrad fiind singura capitală din lume unde s-au făcut proteste în susținerea acestui criminal de război. Da? Domnul Ghiță este cea mai mare pușculiță, a fost, că l-au vidanjat. A fost cea mai mare pușculiță a Serviciului Român de Informații pe vremea lui Ponta. Când Ponta se întâlnea cu Putin la Soci și când domnul Silviu Predoiu era ajung la SIE. Ghiță fiind creația lui Ponta și a lui George Maior, șef SRI. Care era planul lor, oameni buni? Ponta să ajungă președinte, Maior să fie pus prim-ministru și generalul analfabet Gabriel Oprea, generalul cu patru izmene, că el e singurul general de pe planetă care nu are stele, are izmene, că vine de la depozitul de izmene, da? Generalul Oprea urma să fie pus șef la Serviciul Român de Informații. Probabil că peste 10, 20, 30 de ani, când se vor desecretiza niște arhive ale unor servicii secrete, poate nu românești, vom afla care au fost mecanismele care au împiedicat acest plan. Dar acest plan a existat. Și foarte mulți dintre oamenii criminalului de război Putin promovați în vremea lui Ponta în instituții cheie ale statului român. By the way, domnul Predoiu de la SIE, Silviu Predoiu, era adjunct al lui Mihai Răzvan Ungureanu când Black Cube venea să o spioneze pe Chioveși. Și când s-a făcut publică informația, a fost chemat Mihai Răzvan Ungureanu, șeful SIE, la Cotroceni și pus să-și dea demisia. Ulterior, în anchetă, responsabilii de la Black Cube aveau să declare că au avut acordul unui serviciu secret ca să acționeze în România. Cred că e lesne să ne dăm seama despre cine vorbim, din moment ce domnul Silviu Predoiu avea să ajungă vicepreședinte la partidul lui Ponta, Ponta care se întâlnea cu Putin. Și DNA-ul a deranjat pușculițe rusofile ascunse pe la Londra, acolo, protejați de KGB, care știe să manipuleze sistemul de justiție britanic și sunt bine mersi pe acolo. Sunt niște piese dintr-un puzzle pe care eu îl tot descriu, oameni buni, și este foarte, foarte important ca în 2024 să participăm la vot și să luăm orice fel de formă de putere tuturor celor care au legătură cu nenorocirea asta. Indiferent ce se întâmplă cu criminalul de război, până în 2024, dacă dispare, dacă nu dispare, ceea ce a construit el în Rusia, acest imperiu al răului, este o amenințare pentru România și este o amenințare de dinainte de Putin. Este o amenințare de pe vremea Uniunii Sovietice, de pe vremea Imperiului Țarist, oameni buni. Și sigur, noi avem norocul că suntem țară membră NATO, țară membră a Uniunii Europene, dar să știți că băieții ăștia pot schimba totul. Gruparea rusofilă urolacă tâlhărește semnături și date personale, chipurile pentru demiterea președintelui. Știm cu toții că demiterea președintelui nu se face prin semnături. E posibil să folosească aceste semnături la un eventual inițierea unui referendum Roexi. Gruparea extremistă rusofilă AUR, care vorbește împotriva Uniunii Europene și împotriva NATO, are protocol de colaborare cu un partid care are ca obiectiv scoaterea României din Uniunea Europeană și din NATO. Partid fondat de cine? De infractorul fugar Daniel Dragomir, omul cui? Omul inculpatului fugar Sebastian Ghiță, protejat la Belgrad cu azil politic de guvernul pro-rus, guvernul sârb.
Nimic nu este întâmplător, dragi prieteni. Vă invit să citiți această carte, să vă gândiți ce asemănări găsiți în România ca mod de operare și să fiți siguri că ele nu sunt coincidențe. Nu, sunt un mod de operare specific acestei nenorociri numită ciuma roșie.